Iartă-ne
astfel încât să ne găsim plăcerea în voia Ta și să umblăm în calea Ta pentru gloria numelui Tău Sfânt. Amin. Atotputernicul Dumnezeu, în mila Sa, l-a dat pe Fiul Său să moară pentru voi și de dragul lui Dumnezeu că ia de toate păcatele voastre. Tuturor acelor care cred în Iisus Hristos, Dumnezeu le-a dat puterea să devină fii ai Lui. În urma mărturisim voastre și a pocăinței, eu ca un slujitor nevrednic, dar chemat și din plin autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos, vă iert păcatele voastre, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, te caut cu ardoare. Îmi setează sufletul după Tine, îmi grijește trupul după Tine, pe un pământ scarsel și fără apă. Dar Te-am văzut în locașul Tău ce sfânt și am privit la puterea și la gloria Ta. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Amin.
și să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, la fel va fi și cuvântul meu care a ieșit din gura mea. Nu se va întoarce la mine, mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place și să aibă succesul pentru care l-am primit. Veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor izbucni de bucurie înaintea voastră și toți copacii câmpiei vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, iar în locul urzicii va crește mirtul. Și va fi pentru Domnul faimă și semn veșnic că nu se va șterge. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Părinte, vine și the Old Testament reading comes from Isaiah chapter 55. For the mountains may depart, and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord, who has compassion on me. O afflicted one, storm-tossed and uncomfortable, behold, I will set my stones in antimony, and lay your foundations in sapphire. I will make your pinnacles of agate, and your gates of carbuncles, and all your wall of precious stones. All your children shall be taught by the Lord, and the great shall be the peace of your children. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Lord of hosts, blessed is the one
Ei cred până la o vreme, dar o vreme din ce care se depărtează.
Că despre sămânța căzută de spini, aceștia sunt cei care aud. Dar în timp ce merg să sufocați de mijlocările, bogățiile și plăcerile vieții și nu aduc rod pop. Iată, în ceea ce privește sămânța din pământul bun, aceștia sunt cei care, atunci când au cuvântul, îl țin strâns într-o inimă frumoasă și bună și aduc rod cu răbdare. Acesta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.
Grace be to you and peace from God our Father and from our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. The most important thing a Christian can do with his life is to hear the word of God. Listen to it. Just as the most important task of a pastor is to craft a sermon that is faithful to Scripture and rightly distinguishes law and gospel, proclaiming Christ crucified for the forgiveness of sins, the most important task of a Christian is to learn the art of hearing it. Preaching and hearing go together. And that is the point that Jesus wishes to make with today's parable. He's teaching our ears to hear. He who has ears to hear, let him hear. Cel mai important lucru pe care creștinul poate să facă în viața sa este să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Precum cel mai important lucru pe care un păstor trebuie să facă este să structureze o predică care să fie fidelă Scripturii și care să distingă în mod corect legea și Evanghelia, tot așa și cel mai important lucru pe care un creștin trebuie să-l facă este să învețe să asculte acest cuvânt. If you have ears, then God has given us more than enough to work with. But hearing is not easy. There are many obstacles to hearing God's word and believing it. Jesus illustrates these difficulties in today's parable. Deci, dacă ai urechi, atunci Dumnezeu ți-a dat mai mult decât ai nevoie pentru acest lucru. Dar, să spun, nu este ușor. Sunt multe obstacole pentru a putea asculta cuvântul lui Dumnezeu și a-L crede. Iisus ilustrează această dificultate în parabola de astăzi. A sower went out to sow seed. Now the way farmers planted seed in Jesus' day was to scatter the seed abroad, generously, by means of broadcasting. The fate of the dissemination process depended on where the seed landed. The seeds that fell on the pavement were quickly snatched up and eaten by birds. Those which fell on shallow soil sprouted up at the beginning, but the rocky soil prevented them from growing down the roots, and so they too died out. Still other seeds fell among thorns, were strangled, and never had an opportunity to develop. Fortunately, some of the seed fell on good soil and produced a hundredfold harvest. Un semănător a ieșit să arunce sămânță. Modul în care fermierul a dat sămânța în zilele lui Iisus Hristos era să arunce sămânța pe terenul, iar dezbătământul acesta, ce urma să se întâmple cu această sămânță, depindea de unde a căzut sămânța. Sămânța care cădea pe asfalt sau pe piatră, era rapid, poartă și mâncată. Cele care cădeau pe pământ fin, ele încolțeau, însă pământul de sub ele nu le dădea voie să-și dezvolte rădăcini și ele mureau la rândul lor. Iar altele cădeau între mărăcini, erau sufocate de acestea și nu aveau oportunitatea să se dezvolte. Din fericire, însă, unele dintre ele cădeau pe un bun și produceau o recoltă înălțucată. Now the problem is not with the seed. Wherever it is cast, it's the same seed. It's the same word of God that has the power to penetrate our ears and, so to speak, germinate the soil of our hearts and produce fruit. That's what it does. And only the deepest and deadest soil is sufficient to receive the life-giving seed of God's word. But as long as we live in this world, we face obstacles to hearing this gospel. Deci problema nu este în sămânța aruncată. Oriunde este aruncată, rămâne aceea. Este la fel cu cuvântul lui Dumnezeu, care are puterea să intre în urechile noastre și, așa spun, astfel, să germineze în pământul
has three such obstacles, whom we know as the three enemies. Sometimes they're called the unholy trinity, which constantly encircle us and frustrate our ability to hear God's word. Iar Iisus ne descrie aceste trei obstacole pe care le cunoaștem ca fiind cei trei inamici care în continuu ne dau tălcoale și ne frustrează, ne împiedică să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. First, our ears must contend with the devil. The devil is a liar. He says that God does not really mean what he clearly says in his word. So, hearts hardened and primed by his deception reject the word of the cross upon hearing it. The message falls on deaf ears, and the devil steals the seed before it can germinate. Înainte de toate uitele noastre au de-a face cu diavolul. Diavolul este mincinos. El spune că Dumnezeu nu spune cu adevărat ceea ce El spune în cuvântul Său. Așa că inimile pietrite și pregătite de minciuna sa, resping cuvântul crucii lui Hristos atunci când îl aud. Acest mesaj pică la urechi, pică pe urechi care nu pot să asculte, iar diavolul fură sămânța aceasta până când ea poate să se deformă. Second, our ears must contend with our own sinful flesh. The seed that fell into the shallow earth refers to those who are able to listen for a while and even enjoy the message they hear. The word happens to be the newest thing in their lives at that time, the most interesting anyway. But later they get bored with words that fail to satisfy the cravings of their sinful flesh, and the seed does not take root. În al doilea rând, urechile noastre au de-a face cu propria noastră carne, care este păcătoasă. Această sămânță care pică pe pământul subțire, pe pământul care nu este adânc, se referă la cei care au capacitatea să asculte, să doarmă într-un timp. Acest cuvânt este cel mai nou lucru care se întâmplă în viețile lor. Însă, pe măsură ce trece vremea, ei se plictisesc cu cuvintele zicuri care nu dau satisfacție, care nu dau satisfacție dorințelor lor, dorințelor cărnilor, iar această sămânță nu prinde rădăcini. Third, our ears must deal with the world. The world is a great contender for our attention to words. Especially today in our digital age, our age of over-information, where the heart is carried away by desires and pleasures, and the prospects of money and career take the place of hearing the truth. Să încredem în El. Ei găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu
o identitate, scopul lor și, într-adevăr, viața lor. A face voia lui Dumnezeu, Tatăl, este ceea ce acestor oameni le dă cea mai mare bucurie. And though we have been born again by the washing of holy baptism, we too keep on sinning. Our flesh is still attached to us. We keep on loving the things of this world, putting ourselves and our wants above those of our neighbor. We need a righteousness that is greater, purer, and lovelier than anything that we are capable of doing. So, you must go to where God's word is proclaimed. You must go to where His sacraments are administered. Because no matter how hard you try, you remain a sinner every single day of your life. You need God to constantly show your faith what will penetrate your deepest pain and bring you true spiritual rest. You need Jesus. Însă, deși suntem născuți din nou, continuăm să păcătuim. Continuăm să ne găsim plăcerea în lucrurile acestei lumi. A pune ceea ce dorim și ceea ce vrem mai sus de nevoile pe care le are cel de lângă noi. Deci avem nevoie de o dreptate care este mai mare, mai pură și cu mai multe decât orice pe care ar fi noi capabili. Așa că trebuie să mergem acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu este proclamat. Trebuie să mergem acolo unde sacramentele Domnului nostru Hristos sunt administrate. Pentru că oricât de mult și oricât de tare am încercat, vom rămâne un păcătos în fiecare zi a vieții noastre. Trebuie să mergi. Ai nevoie de Dumnezeu să-ți arate în permanență credință, să-ți dea acea credință care va ajunge la adâncul durerilor noastre, la adâncul durerilor tale și să-ți aducă cu adevărat pace spirituală. Ai nevoie de Iisus. Jesus is the one who makes your heart receptive. He who bore the pain of all your sins understands whatever pain you must face and feel. He brings to you His own righteousness. He forgives you your sins. He bore them. He has the authority to forgive them. He gives you the Holy Spirit, who desires to live in you and bear fruit in your life. He turns your doubts into faith. He keeps your pains from becoming bitterness by joining you through baptism to Christ's death and resurrection. Iisus Hristos este Cel care îți face inima capabilă să asculte. El care a înmurat durerea tuturor păcatelor mele, înțelege ce lucrurile prin care trece. El îți aduce ție dreptatea sa. El îți iartă păcatele. El le-a purtat. El are autoritatea să le și ierte. El îți dă ție Duhul Sfânt care dorește să trăiește în tine și să aducă rod în viața ta. El îți transformă îndoielile în credință. El îți păstrează, El are grijă de durerile tale ca să nu devină prea severe. Ca să nu devină amărăciune. Adăugându-te pe tine la adăugându-te pe tine la cei credincioși prin botezul în moartea și învierea lui Hristos. United with Christ's death, your sins are washed away just as surely as He bore them on the cross. United with Christ's resurrection, you have eternal life in heaven just as surely as Jesus has ascended to the right hand of the Father. No pain in this life can negate the promises of God. No joy of this life can compare with the joy of having your sins fully forgiven for Christ's sake. Nothing this life can promise can compete with the Word of God that He has planted in your heart. And if He must cut through the soil of pride
and self-centeredness, then let him cut away. His strength is perfection in our weakness. Unit fiind cu Iisus Hristos, cu moartea sa, păcatele tale sunt spălate, pentru că El este Cel care le-a purtat pe cruce. Unit fiind cu învierea lui Iisus, tu ai viață în Rai. Exact cum Iisus s-a ridicat la dreapta Tatălui. Nici o durere din această viață nu poate să alunge promisiunile lui Dumnezeu. Nici o bucurie din această viață nu se poate compara cu bucuria de a avea păcatele tale iertate cu totul, de dragul lui Iisus Hristos. Nimic din viața asta, nimic din ce poate să-ți promită această viață, nu se poate compara cu cuvântul lui Dumnezeu pe care El l-a pus în inima ta. Iar dacă acest cuvânt trebuie să pătrundă prin pământul mândriei și al egoismului tău, atunci se pătrundă. Puterea se perfecționează în slăbiciune. If you have ears to hear, let them hear that God has placed on Christ all of your sins. Dacă ai urechi să auzi, atunci fie ca acele urechi să audă că Dumnezeu a pus pe Iisus Hristos toate păcatele tale. If you have ears to hear, let them hear that the blood of Christ has purged your sins away. Dacă ai urechi să auzi, atunci ele să audă că toate păcatele tale au fost spălate de către sângele Sfânt al lui Hristos. If you have ears to hear, let it be known to you that God has opened the gates of heaven to you. Dacă ai urechi să auzi, atunci să auzi că porțile cerului au fost deschise pentru tine. Even you, whoever you are, whatever kind of home you come from, whatever you've done, whatever has been done to you, it makes no difference. God invites you to where He lives, to be with Him, because He loves you. Chiar și tu, oricine ai fi, din orice casă ai venit, orice ai fi făcut în viața asta și orice ți s-a fi făcut, nu contează. Dumnezeu te invită în casa sa pentru că te iubește. May this gospel take deep root in your hearts. May God's Spirit equip you to fight against the devil, the flesh, and the world. May the seed planted in it produce a harvest of good works pleasing to God. And may we live together as one believing Christian church in fervent love towards God and steadfast love towards everyone around us. In the name of Jesus. Amen. Fie ca această Evanghelie să prindă rădăcini în inimile tuturor. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă echipeze ca bine, ca să puteți să luptați împotriva diavolului, a cărnii și a lumii. Fie ca această sămânță plantată să producă o rol de fapte bune care sunt plăcute lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să trăim împreună ca o biserică creștină în dragoste mare față de Dumnezeu și o dragoste statornică față de toți cei din jurul nostru. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere. Să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.
Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru această minunată binecuvântare. Să auzim Evanghelia ta, iar ea să conducă două de minunile noastre. Te rugăm, Doamne Dumnezeu, să ne putem bisericii tale, ca ea să poată să plătice Evanghelia toată lumea și să spune ceea care fac acest lucru în locul în care viața lor este pusă de vincul. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, ești tot pentru părintele nostru, păstorul meu din Edison, pentru ca el să poată să ducă biserica ta în credința adevărată. Te rugăm pentru păstorul Kevin Robson și pentru păstorul James Pricava, ca ei să conducă biserica ta după voia ta. Te rugăm și pentru păstorul pe care tu l-ai pus peste noi să ne conducă, pentru păstorul Paul Ranger și familia lui, ca el să conducă biserica ta în această regiune, spre credința adevărată și spre adevărul ei. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântești pe toți aceia care sunt implicați în misiunea aceasta, pe păstorul John Bovaro, pe Michael Comisio, pe Herman Scozin și pe toți ceilalți care sunt implicați în gestionarea bisericii tale. Te rugăm, de asemenea, să-i binecuvântezi pe slujitorul pe care tu i-ai așezat în bisericii tale. Te rugăm pentru păstorul David Roy și familia lui, pentru păstorul Andy Frede și familia lui, pentru păstorul Tyler Tecnilă și familia lui, pentru păstorul Traian Iculescu și familia lui, pentru păstorul Adrian Iulie și familia lui, pentru păstorul Solu Grifa și pentru familia lui, pentru slujitorul tăi, Dragiza Puzmenco și Alu Bojinov și toți și dragi lor. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvântezi cu misiunea ta din România, din Republica Moldova, din Bulgaria, din Grecia, din Italia, din Spania. Te rugăm să-i binecuvântezi pe toți copiii tăi de presupinte. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvântezi pe toți aceia dragi nouă care sunt în suferință, vindecă cu sufletele, vindecă cu trupurile, apă-i de fiecare de-a ta cu celor și ține mâna ta, biserica ta. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvântezi cu țara aceasta care le-a așezat și toate țările din care ne vom veni, să-i binecuvântezi pe cei care ne conduc, să-i binecuvântezi pe cei care ne asigură securitatea, sănătatea și pentru Doamne, ta pacea să le vină în această lume, pentru ca biserica ta să poată să fie Evanghelia ta mai departe. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru toți aceia dragi nouă care sunt acum în părăția ta. Ajută-ne, Doamne, să învățăm de la credința lor, iar atunci când timpul nostru a sosit să ne alăturăm și noi lor la masa ta în părăția ta, pe care eu am sfârșit. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, care domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, acum și cu urea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnul să fie cu voi și cu dumneavoastră. Ridicați-vă inimile la ceruri. La ceruri. Să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Este drept să lăudăm.
zice, adunându-ne în numele și în amintirea lui Iisus, să-i călăm o Dumnezeu de semeniez, să ne renoiesc, să ne întâlnești cu cuvântul și cu cuvântul tău, ajută-ne ca toți credincioși să mâncăm Duhul și să bem sângele său, după cum El ne poruncește să facem acest lucru pentru amintirea sa. Te rugăm, adunându-ne împreună de la marginea Pământului pentru a se călători împreună cu toți credincioșii, sărbătoarea sa care nu are sfârșit. În amintirea ta, primește rugăciunile noastre, dă-ne strează-ne cu marul tău, Doamne, de fie Tatăl nostru, să fie toată slava, moarea și funarea, cu Fiul și Duhul Sfânt, cu Sfântul Dumnezeu, își păcuia și în vecii vecilor. Thank you.
True body and precious blood of our Lord Jesus Christ, whereby he has made full satisfaction for your sins, strengthen and preserve you steadfast in the one true faith, to life everlasting, heart and peace. Thank you.
body and precious blood of our Lord Jesus Christ, whereby he has made full satisfaction for your strength and preserved your steadfast in the one true faith. Thank you.
Amin. Thank you.